Festivalul de muzică ușoară de la Mamaia a devenit tradiție pentru orașul Constanța, nu se va organiza anul acesta. Motivul, spun autoritățile, ar fi lipsa fondurilor. Din păcate și din, nu știu ce motive, festivalul nu a putut fi bugetat. Din punct de vedere artistic, organizatoric, noi eram pregătiți. Eu eram, cum să spun, probabil de încă de acum o lună de zile, gata cu toate invitațiile și cu toate, mă rog, zilele care trebuiau să se desfășoare în cadrul festivalului, dar nu a existat suficient de multă seriozitate pentru bugetul care trebuia să existe pentru acest festival. Ediția 2012 a Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia ar fi trebuit să fie una aniversară sărbătorind 50 de ani de la debut. Din păcate, autoritățile au arătat încă o dată că nu le pasă de promovarea culturii românești.